Salutare YouTube, sunt Aurel. Vă invit la episodul numărul 21 din seria mea. În episodul trecut începuse să sap un puț pentru mine, l-am terminat între timp. V-am spus că n-are rost să stați după mine să vedeți cum sap eu până ajung la fundul pământului. Ideea este că acum vreau să merg până afară să iau crafting table-ul de acolo. Uite că a crescut și copacul al meu, care tot întrebam de el. Să iau și astea pentru că o să le mut în mină jos. O să topesc totul acolo, fier, aur și la față ies doar cu... Asta e goală, asta trebuie să iau și pe asta și o duc în mină. Sigur că la suprafață... Crafting table-ul... l-am dus în casă, am uitat. Asta aveam impresia că am două, da. Ideea este că... Asta deja e neîncăpătoare aici, crafting-ul ăsta. Ăsta... chestul ăsta. Cred că ar trebui să o las pe asta de suprafață aici. Și să mai pun din ce am eu pe aici. Să fac alta în mine acolo jos. Uite așa le pun pe colț. Și să las din pietrele astea. Andesit. Eurita. Asta le bag la topit. Asta le bag la topit. Astea nu mai trebuie că le-am terminat acolo. Și granitul, și gravelul. Asta este că le bag la topit. Mâncare cât de cât. Hai să le pun aici la topit. Să iau asta. Aici pun fierul. Aici pun aur. Și vom merge în mină. Iupi, ia uitați-vă ce sistem am. Foarte rapid de ajunge. Nici nu ating, deci în momentul ăsta nu am nicio mână pe nici pe mouse, nici pe taste, pe nimic. El merge până jos. Frumos. La urcare trebuie să ținem botul ăsta apăsat. Și am ajuns la fundul pământului, să zic așa. Să luăm în ce parte să luăm noi. Aici e scara. Să facem, cum făceam, v-am spus cum făceam, uitați că e... Să facem o galerie principală. Uite că am găsit și restul. Când mă jucam seriile astea, în versiunile mai vechi, pentru că când ajungeam aici jos, dădeam de diamante. Oriunde săpam, ajungeam cu diamantele în nas. Sper că și acum să întâmple același lucru. Hai să facem aici o cameră mai mare, totuși, că o să fie atelierul nostru, să zic așa, o să punem și crafting table-ul, și chest-ul, și cuptoarele. Când urcăm la suprafață, de regulă îmi făceam un chest ăsta mare. Și în momentul în care umpleam chest-ul ăla cu... Exact, are chest-ul are toate căsuțe libere cât are și inventarul. Pentru că nu umpleam chest-ul, am plecat fără lemn. Da, deștept sunt, frate. Acum am văzut. Hai să las... Nu, mă duc și duc lemn. Vedeți ce sistemul e foarte rapid și de urcat. Doar că trebuie să țin apăsat pe tastă. La cuborile m-am spus, nu las... N-am mica... Nu ating nicio tastă, nu țin niciun mouse, nimic și coboară singur. Și am ajuns la suprafață să luăm niște scânduri din aia. Uite aici, lăsat-o. E suficient că bețe deja am pentru torțe, pentru cozile la târnucop și la... Uitați acum, iar mă relaxez.
Și gata. Așa. Crafting table-ul prima dată. Vine aici pe colț. Să facem două chesturi de-astea. Să le punem lângă el, pentru că ce luăm din cufările astea o să le punem, să le craftuim. Și mai săpăm, dar nu săpăm, facem, sunt trei cuptoare. Vreau să fac așa, nu vrei tu să stai din prima cum vreau eu. Punem unul așa și, nu. Mai să punem și altele la sus. Nu e rău. Și acum începe să depozităm aici. M-a spus același, nu e cam același, e dublu ăsta mare, de la mică lăsam înainte. Nu, asta pământul las la mine, că asta. Mai, să mai întâmplă să mai mă prindă lava, să mor să astea și atunci să nu pierd tot ce am adunat. Și aici vom săpa o culoare din asta, o galerie principală, după aia vom... Uite, am găsit fier. Și de aici vom pleca stânga-dreapta. Au, ce v-am spus eu cu diamantele? V-am zis? V-am zis. Ești norocos așa. N-a dus să mă credeți. Asta zice, va berează, zice, dale, dale. Uite. Ia să săpăm pe lângă el, roată, roată, să vedem ce... Uite, să vedem că ne-a adus norocul. Vorba filmului BD. Ne uităm în stânga, în dreapta, să vedem că ne-a adus norocul. Nu, era, mergem să numărăm, să vedem că ne-a adus norocul. Ia uite-le. A trebuit să-mi fac eu... Bine, oară asta o încep să-mi fac eu niște chestii. Și după ce cu ce-mi rămâne să-mi fac armură. Sunt cele mai bune sculele făcute cu... Ce vine așa? Ciudat asta. În seria era numai pe fund. În versiunea care jucam eu era numai pe fund, așa veți vedea. Hai să băgăm la topit, că stăm noi pe aici și behăim. Dacă am scoate și niște cărbune de aici să punem. Ar fi totul. Că stăm noi pe aici și arbecăim. Totuși păstrez un nivel, la același nivel la culoarul ăsta. Chiar dacă acolo jos se vede urât. Facem și noi așa. Oricum o să avem o grămadă de... Ia uite, cum zice la astea? Stai să vedem. Ia. Lapis lazuli. Asta la masa aia celebră cu... Că vă spuneam eu că facem de alea naturale, asta se folosesc acolo. Și se mai folosesc la... să facem vopsea albastră. Să vopsim oițele în albastru și ne face lână direct albastră. Dacă așa am văzut, ia să... Tot am zis eu că fac episodul ăla cu... Da, să mulțesc oilele, să fie mai multe. Și atunci voi intra între ele și le voi vopsi, le voi tunde, le voi face o chestie cu toate culorile să fie în stânaia mea. Hai să punem aici, aici am găsit niște cărbune, să luăm pe tot. Avem trei cuptoare totuși aici la intrare, trebuie să le alimentăm pe toate cu... Cred că e o pește în apropiere, că aud scheleți trecând cu arcul. Dacă nimerim un pește, poate mai bine. Ia auziți. Auziți ce-au și eu? Dacă da, ridicați-mă.
totuși vă spuneam în episodul mai înainte că am mai de mult de fapt la începutul seriei că nu s-a bine să stai așa la depărtare ca să nu să-și nască din pereții ăștia lava și atunci nu prea mai ai timp să mai fugi așa dacă stai la depărtare. În mod normal trebuia să intru cu niște găleți de apă la mine, cel puțin una, și în caz de luam foc să arunc găleata aia de apă și mă salvează. Caz de... Uite, aici este cărbune din belșug să luăm. Acum nu știu, eu jucam foarte, adică mi-a plăcut la Minecraft și am jucat. Uite și fier aici. Cred că aici fac eu o galerie din aia. Am jucat Skyblock. Mă gândeam să fac o serie, dar mi-a jucat foarte mult, mi-a plăcut pentru că acolo aveai foarte puține resurse. Și acum nu știu, planșa e destul de veche, dar e foarte populară. Acum nu știu în ce măsură mai vă interesează pe voi așa ceva. Dar dacă sunteți curioși și aș vrea, scrieți acolo ceva pe treaba asta. Eu pot să mă apuc și de o serie de aia. Deci am căutat eu până și am văzut e cea mai populară mapă de aventură. Pentru că v-am spus, vă dă puține resurse și din nimic, să zic așa, chiar vedeam pe un canal treaba asta, că tot din nimic, așa spunea, din nimic am construit. Și așa este. Uite aici, am făcut un fel de cameră, așa. Dar a trebuit să sap după fier și după cărbune. Și vă spuneam că Skyblock pornești de la foarte puține resurse, adică niște apă și niște lavă, o bucățică de pământ și un pom, și ajungi și să faci tot ce vrei. Prima dată am jucat Minecraft ăsta simplu, așa, Survival, și după aia am jucat Skyblock și mi-am dat seama câtă risipă face mai aici, câtă risipă fac eu la jocul ăsta. Când am jucat Skyblock am văzut că toate resursele erau importante. Calculam. Am avut și niște lavă, da, se pare mie. Hai să punem la topit și fierul ăsta. Acum dai seama cum bateam un joc de lemn acolo, era foarte prețios lemnul. Uite, aici punem direct că tot este... Asta... Hai să punem aici ce am mai adunat. Granit. Și de asta. Interesant jocul, mapa aia. Chiar mi-a plăcut și chiar m-a atras. Chiar am jucat, pot să spun că, ore bune. Să începem să facem și niște canale stânga-dreapta, niște tunele de astea stânga-dreapta. Și dacă nu găsim mai nimic, să mai înaintăm cu floor principal. Ca să nu facem prea mare distanța. Aici de regulă dau eu de lavă. Mă duc așa stânga-dreapta, sigur, lovesc un râu de asta subteran de lavă. Să facem și lumină. V-am spus că le pun torțe, spuneam eu în episodul trecut, când mai săpam până mina, că pun torțele pe dreapta. Ca să nu mă rătăcesc. Ia uite că am găsit redstone. O să vă arăt... O să fac... Prima dată să fac... uite ce aici este fier. O să fac niște săgeți mai multe. O să stau într-o noapte pe afară și să mă bat cu... cărcălacii aia, cu zambalăi, cum zic eu, și... O să... Adun de la Clipper niște praf de la de pușcă și o să fac dinamită. O să vă apreciez că vă arăt cum se face. Iar cu redstone-ul ăsta se folosește la declanșat de la distanță. Asta se face un fel de circuite din redstone-ul ăsta. Să fac și niște trenulețe, să vedem. Acolo este important asta. Uite, fier. V-am spus, e mai mult de săpat la genul ăsta de mine, cum fac eu, cum zic eu, dar dă rezultate.
E... Vedeți că am găsit o grămadă de fier, am găsit și diamante. Am găsit și aur când coboram. Uite, mult cărbune. Și dacă sap de-astea care au importanță, adică cărbune și astea, îmi crește și nivelul de... Aici, vedeți că am 25 deja. Mai crește nivelul și când te bați cu zombalăi pe afară. Și îți mai dă și acolo. Rămâne ca un fel de bule din alea, deci că e sufletul lor sau ceva de genul ăsta. Și ăla te ajută pe tine și te încarcă cu la nivel. După aia, în momentul în care te faci, spuneam eu, cu puteri de supranaturale, îți mănâncă din nivelul ăsta de... din levelul ăsta al jucătorului, să zic așa. Și atunci ai nevoie de un level cât mai mare ca să poți să-ți faci cât mai multe... aici în săpa. Ca să-ți faci cât mai multe scule de-astea, ca puteri supranaturale. Săbii, arcuri de-astea care trag și... Am văzut la cineva o sabie care... Dai, tăiai vaca și era gata carnea prăjită, ceva de genul ăsta, sunt mai multe chestii. Sau, și te ține mai mult scula respectivă. Văd că galeria asta am scos ceva profit, să zic așa. Am scos și niște fier și niște... Totul să păstrăm distanța, că tot spuneam eu mai devreme de ceva lavă și să nu... Să ne trezim că din tovarărie profitabilă o să ajungem cum se aude, sau de apă aici. Hai să luăm și redstone-ul ăsta. La un moment dat redstone-ul ăsta se adună o grămadă. Eu ce puțin mai jucam, adunam de... Am rupt și termină copul. E timpul să ne retragem. Și cred că deocamdată abandonăm galeria asta. Și facem una perpendiculară. Ia să vedem ce mai punem pe aici. Ia uitați, deja ce vă spuneam eu de redstone, că adunat deja am două seturi de alea pline. Bine, din redstone, da, să vă arăt acum. Poți face niște ceva de genul ăsta, niște cuburi de astea care te ajută la design. Ia uite. Ops. A, nu, pardon. Nu în asta, în crafting table, trebuie puse toate căsuțele. Ia uitați. Un cub de asta frumos. Dacă vrei să-ți faci prin... Așa la... Dar eu prefer să fac cu lână roșie. Cuburi din astea. E mai, nu știu, parcă e mai simplu. Să pun și andesitul aici. Să-mi fac niște târnăcoape, că tocmai le-am prăpădit. Nu feștile. 1, 2, 3. Trebuie să fac și un nicoval la un moment dat. Nicovala tot așa ne ajută la să repar unele scule, să le faci mai tari, să le denumești. Dacă vrei să spui toporul meu, sau, eu știu, țampiu, mai zicea la târnăcop unii pe șantier. Țampiu la târnăcop. Cred că așa o să-i fac, scriu și eu la un moment dat. Nu știu cât are episodul ăsta al meu, cred că a trebuit să mă opresc. Data viitoare o să lucrez iar la suprafață, o să mai mulțesc vitelele și cu oile, o să fac celebru beci și cred că ușor, ușor să mă apuc de ceva nou, adică în sensul ăsta o să fac masa aia aceea de, spuneam eu, de... Dar acolo trebuie să adun niște obsidian. Obsidianul se obține din puiap peste lavă.
Și ăla poate fi săpat numai cu târnăcop de ăsta, cum se spune, cu diamante. Deci târnăcop cu diamante numai ăla poate săpa obsidianul ăla. Obsidianul ăla putem să facem și un portal către Nether. Acolo e altă lume, alți zombalăi. Și acolo este ceva de explorat. Sincer, nu prea mă fascinează lumea, că persoanele trecute m-am mâncat undeva și am mănânc. Sunt niște porcușori de aia care vin cu niște săbici și dacă îi lași în pace, nu au treabă cu tine. Și eu i-am căpăcit vreo 2-3 și după ce îi căpăcești vreo 2, te caută. Ia uitați ce am găsit aici, frate. Ia uitați, frate. Și eu vreau să închid episodul. Ia uitați, frate, ce e aici. Și fier și... Dar să aude și niște apă pe aici, să fiu mai cu... De toate, ha. Am găsit raiul. La fier și la... Ia să vedem. Să vedem când ne-a adus norocul. Tot vă spunem eu de târnăcop de... De diamant. Ia uite aici. Am făcut la târnăcoape și la cutare. Mai săpăm, vedem, dar nu cred. De regulă e cam totul gropat, nu mai e așa rătăcit. Bun. Cu acestea vin spuse, eu o să închid episodul ăsta. O să-l încep pe cel... Pe următorul o să-l încep de la suprafață. V-am zis că o să fac acolo câte ceva. O să încep să fac și portalul. Să fac și... Celebra masă magică. Să vedem ce se mai... Ce am făcut? A, m-am dus, am trecut, nu știu, am văzut că nu am văzut că e în dreapta. Am trecut de culoarea principală. Astea sunt perpendiculare. Unde ești, frate? Uite aici că e lumină. Uite aici. Da. Nu, ăsta o să-l pun la topit. Am produs ceva în mina asta, 13 diamante. Eu zic că e super. Până data viitoare, eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă invit să-mi dați un like dacă v-a plăcut. Vă invit de asemenea să vă abonați la canalul meu. Link-ul găsiți undeva în dreapta. Până data viitoare, eu vă urez un sincer salut.